Dacă Virgil Chițac a promis astăzi continuarea proiectelor începute, colegul său de partid, Florin Mitroi, candidat la Consiliul Județean Constanța, spune că va face autostrăzi și va prelua în administrarea Consiliului Județean drumurile de pe marginea canalului Dunăre-Marea Neagră. Mitroi, care are o campanie virală pe Facebook cu sloganul Vine Valul, a venit la biroul electoral județean însoțit de o echipă de susținători, dar și de președintele organizației județene a PNL, deputatul Bogdan Huțucă. Proiecte mari pentru Constanța sunt gen autostrăzi, sunt să deschidem, să legăm județul sau municipiul Constanța de celelalte localități. Vă spun în premieră, voi încerca ca și drumurile stânga-dreapta, canalului care vine Cernavodă, Port Constanța, Poarta Albă, Midia-Năvodari, să le preluăm Consiliul Județean dacă vreți, nu neapărat în proprietate, să le preluăm, să le gestionăm noi, să creăm acele drumuri pentru a ajunge oamenii mult mai rapid în Constanța și, de ce nu, toate UAT-urile stânga, dreapta, care se pot racorda în țepa la acel drum, să deschidem județul. Comentăm în continuare declarațiile cu jurnalistul Cristian Hagi. Bună ziua! Bună ziua! Cum ți s-au părut cei doi liberali? Convingători? În primul rând, grăbiți. L-am văzut pe Virgil Chițac alergând pe trecerea de pietoni de la primărie. Alerga așa tinerește. Mi-am adus aminte de campania din 2020, când înnota. Acum nu mai putea să înnoate spre birou electoral, dar alerga pe trecerea de pietoni. Trebuie să spunem pe prima trecere de pietoni, pentru că așa este construit orașul nostru, un oraș pentru mașini, nu pentru pietoni. A fost nevoit să traverseze strada prin loc neregulamentar împreună cu toată echipa. S-a uitat în stânga, în dreapta, și a traversat răscoală în 1907 pe interzis, pentru că practic n-avea trecere de pietoni. Convingător nu mi s-au părut. De fapt, Virgil Chițac nu mi s-a părut convingător. A spus că vrea să continuă proiectele. A zis că viitorul depinde de aceste proiecte. Pare că viitorul se cam clatină, dat fiind că proiectele țopăie. Proiectele sunt începute, dar eu cred că trebuia să spună foarte clar că nu sunt proiectele sale. Nu le-a început el, sunt majoritatea, cred că 90%, proiectele fostei administrații. Poate și din cauza asta a merg prost, pentru că nu a luat niciun fel de exemplu de la fostă administrație, nu i-a cooptat în echipă, deși știu, pare utopic, cred că n-a cerut nici măcar un sfat. Este unul dintre motivele pentru care bat pasul pe loc. Sunt proiectele Constanței, dar nu sunt ale lui Virgil Chițac, nu sunt ale echipei sale. Ăsta este adevărul, ne place sau nu, trebuie să o spunem. Ce cred este că va reuși să le ducă la bun sfârșit. Mă refer la reabilitarea bulevardelor, nu mai mult până acolo, la cazinoul din Constanța, pentru care nu are absolut nicio legătură, dar care va fi gata anul acesta, probabil, la sala polivalentă. E un subiect bun pentru campania electorală, cazinoul. Mie mi se pare că este o manipulare pe care o face actuala administrație locală. Știm foarte bine cât de mult s-au bătut pentru cazinou cei din fosta administrație. De fapt, toți s-au bătut. L-am văzut pe Liviu Dragnea venit și pronunțând că va fi gata cazinoul. L-am văzut-o pe Elena Udrea. L-am văzut pe Radu Mazăre. Toată lumea a vrut să reabiliteze cazinoul. Primăria nu face aproape nimic pentru asta. Ea dă niște avize și dă niște bani pentru racunduri de apă. Este un proiect al Companiei Naționale de Investiții, să le spunem telespectatorilor. Corect. Al Guvernului României, rolul primăriei este infim. Dar noi am văzut că toți politicienii simt nevoia să se laude cu lucruri pe care nu le fac atunci când ei înșiși nu fac lucruri cu care să se laude.